Până acum v-am arătat modul în care se prezintă un hotel în Cambodgia, am făcut împreună turul unui hostel tot în Cambodgia și am stat și cu Airbnb-ul în Malaysia. Astăzi m-am gândit să vă arăt cea mai ieftină cazare pe care am găsit-o aici în Chiang Mai. Cum am făcut? Am intrat pe Booking, am căutat cel mai ieftin posibil, l-am rezervat, acum o să intrăm să-l vedem. Eu o să plătesc, dar nu o să stau aici în această seară, din motivele pe care o să vi le spun puțin mai încolo. O să plătesc aici cazarea strict pentru a face acest video. Ok, va trebui să-mi pun camera de gât, pentru că trebuie să prezint locul. Acesta este locul, Mapping Hostel. Și haideți să vedem. Hello! I have a booking for tonight. Yes. What's your name? Katarin. Yes, it's on booking.com. For the one people? Just one person. From Romania? Yes, from Romania, yes. Can I have it? Yes, of course. Hold this for me for a second, please. Yeah, I'm not going to stay here tonight. I'm just paying for the room. I'm just making some videos about traveling, and I wanted to make a video about you, your host, only that. So I'll only pay just do that, and that's it. Ah, deci trebuie să arăt pașaportul și pe urmă o să ne plimbăm pe aici să vedem cum arată locul. E foarte drăguț. Aici ai spațiu de depozitare pentru bagaje. I have a question. The white paper? No, I lost it. My immigration card, I lost. Departure card or something, I lost it. Când vii aici în Thailanda, îți dau și un immigration card. Ăștia pe care eu l-am pierdut, habar n-am unde e, va trebui să-mi fac încă unul de la... să-mi iau încă unul de la aeroport, când o să plec. Arată drăguț aici, îmi place. E foarte, foarte simpatic. Wi-Fi, tot ce vrei tu. Filmarea asta o să fie așa puțin mai haotică, pentru că trebuie să mă descurc și cu pașaportul, și cu portofelul, și cu filmatul, și cu vorbitul. Hai să vedem acum prețul, pentru că prețul pe Booking ieri era unul, iar astăzi prețul s-a schimbat. What's the price? 118 baht. Perfect. Deci 100... Ok. Hai să vedem că acum verifică, v-am spus că prețul pe Booking astăzi era mai mic decât rezervarea pe care am făcut-o eu ieri. Yeah, I think on Booking it was a bit more expensive. Yeah. But I can cancel that, I want to pay like what's the cheapest. I can cancel that. I cancel that and I pay what's the cheapest. Oh, okay. Yeah, no problem for me. You just want to do a video? I'm just No, I don't sleep. I just go in, I just want you to show. You can do cancel and no pay anything. No? You can do... No, I want to pay. No, it's normal to pay. Uite, ați văzut cât de drăguț, mi-a spus că pot foarte bine să nu plătesc, dar nu mi se pare normal. Yes, like I said, I want to pay. The cheaper one is... Ah, 99? Ok, perfect, 99. It was... It's there, outside, no? Yes, that's what I wanted to say. Am plătit. Băgăm. Yes, of course. I do my cancel. And now, where do I go? Your main stop sign. Yes. Hai să vedem cum... Ok. Să vedem cum se prezintă locul. Oricum, foarte tare. Mi-a oferit... Adică mi-a spus că mă lasă să filmez fără să plătesc. Unde mai vezi treaba asta? Asta este o mini bucătărie. Da, deci despre preț, da? Prețul. 99 de baht. 99 de baht înseamnă 11 lei. Deci cu 11 lei poți să stai și poți să te cazezi. Chestia care este foarte tare. Dar o să vă explic imediat de ce nu fac eu chestia asta. Și o să înțelegeți. Mamă, cât de drăguț arată aici. Aici e baia. Mamă, cât de frumos e.
Ok, thank you. Perfect. Deci cât de tare, vedeți? Vii frumos și aici te culci. Mama, asta mi se pare absolut genial. Este pentru prima oară în viața mea când văd așa ceva. Nu pot să vorbesc foarte tare pentru că acum sunt și ceva oameni care dormeau asta. Și aici nu poți, nu poți să faci zgomot. Uite cât de tare. Ai râul exact în partea asta. Hai să mergem până aici. Ia uite, frate. Mamă, cât de frumos. Nu știu cât de mult ține chestia asta. Dar nu e nimic. Uite ce view mișto ai. Super marfă. Da, deci ai 99 de bat, 11 lei. Deci poți să stai aici cu cazare la 11 lei. Ok, acum o să vă explic de ce nu pot să fac eu treaba asta. Unul la mână călătoresc singur, doi la mână, am nevoie de privacy, trebuie să lucrez pe laptop. Evident că și aici poți să faci chestia asta. Uite, ai acolo priză, vezi? Ai și aici priză. Și e foarte comod, e foarte, foarte, foarte comod și sincer să fiu, aș veni aici, fără discuție, dacă aș fi cu cineva. Deja că aș fi cu cineva, cu un prieten, dacă n-aș fi singur, aș alege să dorm aici măcar două nopți, pentru că locul arată absolut genial. Cum vi se pare? Cum vi se pare? Vă rog frumos să-mi scrieți. A, uite și aici. Altă baie. Mașină de spălat. Hai să vedem cât costă să faci laundry. 20 de bat. 20 de bat sunt 2,5 lei. Super ieftin. Super ieftin. Hello. Vedeți, mi-am pus tricou alb azi. Nu mai am pe la negru. Uite, lumea lucrează. A, iar aici sunt și camere private. Vedeți? Deci ai și private room. Ceea ce e foarte tare. Foarte tare. Deci poți cu, cât am zis, 90, 11 lei și ceva. Cu 11 lei poți, fără niciun fel de problemă, să te cazezi. Uite ce scrie aici. E un câine aici și scrie așa. When dog is eating or sleeping, please do not disturb him. Da. Eu acum, în momentul de față, acolo unde stau, plătesc 700 de bat. Deci plătesc de 7 ori mai mult decât ar fi aici. Asta ca să înțelegeți și să vă dați seama că poți să călătorești aici în Asia la, cu niște bani absolut ridicole, aș putea spune. Ok, that's it. Thank you. Bye-bye. Bye. Thank you. Da. Deci poți să faci chestia asta, asta este genial. Asta îți oferă foarte mult Asia de Sud-Est. Și vă spun că se poate de clar, dacă aș fi cu cineva, dacă aș avea un prieten cu mine, aș sta aici. Dar așa, trebuie să am grijă de laptop, trebuie să am grijă de cameră, trebuie să am grijă de chestiile mele. În principiu să știți că în aceste hosteluri se poate întâmpla de multe ori să se fure. În sensul că eu am întâlnit mult mai mulți oameni care au fost, nu jefuiți, cărora li s-au furat lucruri în hosteluri, decât oameni pe care i-am întâlnit, nu știu, să fie jefuiți pe stradă. Multă lume vine în hostel, după care pleacă, nu știu cu cine stai azi, nu știu cine vine mâine. De-aia, pentru mine, este mult, mult, mult mai importantă siguranța și privacy-ul. Dar ar fi interesant, mi-ar plăcea să stau aici odată. Cred că acum vă întrebați, bă, dar ăsta de ce a ținut-l neapărat să plătească acolo? Am ținut neapărat să plătesc pentru că mi se pare normal ca în momentul în care cineva face un serviciu pentru mine, eu să plătesc. Chestia asta prin care hai să facem lucrurile pe gratis sau auzi, lasă-mă și pe mine să fac treaba aia, mi se pare strict o gândire tipic românească, o mentalitate care ne trage pe noi înapoi. Cineva a făcut un serviciu pentru mine, eu trebuie să plătesc pentru acel serviciu. Asta cred eu. Deci, ce părere aveți? Cum vi se pare? Asta vreau să-mi spuneți. Vă mulțumesc foarte mult că mă urmăriți și nu uitați că vă iubesc. La revedere, pa, pa!